O nouă lovitură pentru producătorii de lapte. Aceștia nu își vor mai putea comercializa laptele pe care îl obțin manual decât dacă îl obțin prin mulgătoare electrice. Ori acest lucru ar fi mult prea costisitor pentru aceștia. În fiecare zi, la piețele din Zalău și din celelalte orașe din județ, vin zeci de țărani care își comercializează laptele pe care, așa cum spuneam, îl produc manual. Un litru de lapte de vacă are prețul de 3 sau 4 lei, iar unul de oaie ajunge să coste și 10 lei. Țăranii se plâng că în ultima vreme vânzările nu merg prea bine, așa că nu reușesc să strângă bani pentru mulgătoare și răcitoare de care au nevoie de la anul. Prețul unui mulgător electric pornește de la 200 de euro, iar cel al unui răcitor de la 600 de euro. Noile reguli privind calitatea laptelui sunt cunoscute din 2007, dar până acum România a obținut 3 derogări de la aplicarea lor. De această dată, însă, această prevedere are mai mari șanse să intre în vigoare și să fie aplicată.